toată lumea a auzit. Este un român la Madrid, cel mai tare vopsitor este Ulea Nicușor. Bună ziua! Doamne ajută! Mă scuzați că vă întrerup. Ce să zici și tu acum? Se poate o întrebare? Întrebarea nu costă, răspunsul poate, da. Aici la dumneavoastră, în service, vopsiți de toate? În mare parte, da. Veche, nouă, dotată, nedotată. Să miște. Dotată. Era o vreme când, știți, am și eu o bătrânică și aș vrea să-i fac un facelift. Se poate? Toți avem o bătrânică care nu îi lasă sufletul să o dă. Sau pe care nu o mai ia bunul Dumnezeu și eu mă tot rog, mă rog. A venit primăvara, vreau să ies cu bătrânica mea la șosea, vreau să avem și o nuntă. Facem, cum să nu facem? Orice să avem un client satisfăcut. Mulțumesc. Mașina, știți cum trebuie să arate? Cum? Ca stăpânul, e așa tinerel, ca dumneavoastră. Foarte frumos. Știți cum e? Aici la mine, așa, dispare orice urmă de bătrânețe. Știți cum o facem? Zgrieturi are? Zgrieturi? Avea, da, mai în tinerețe acum, s-a mai potolit. Apoi, ce vrei să-i facem? Să o vopsim așa, atâta integral sau așa, oare pe numai? Vorba românului, știți, e un pic mai în aripă, dar vă descurcați dumneavoastră. Atunci înseamnă că la anii ei trebuie să-i dăm și un kit. Găuri are? A avut, nu știu dacă nu s-au înfundat cu timpul. Ai unul? Cum stă? Bușit? Hu-hu-hu-i, bușit integral! Cu farurile, cum stăm? Le polișăm noi, știți cum o să bată? Ca noi! Apoi nici chiar așa să bată, nici chiar că e prea mult să bată. Și ce culoare facem? Păi acum este așa mai roșcată. Deci roșu aprins. O băgăm la cuptor. Da, nici chiar la cuptor. O vopsim și o băgăm la cuptor. Știți cum o facem? Germania. Ok, aș dori să nu-i se vadă vârsta, să arate așa mai la 35 de ani. Aoleu, dar câți ani are? Are 64, merge pe 65, dar nu-i dai 63. M-ați făcut curios, asta e de epocă. Germană? Nu, unguroaică. Carus! Haideți că m-ați făcut curios. Păi, hai să o vedem, dar dați-mi un preț, cam cât, cam cum, cam câte zile ar dura să o faceți somn. Aici e ca la doctor. N-am de unde să știu ce are, dacă doare ficatul sau nu. Adu, aici o vedem, facem o constatare și spun 10 cât durează și prețul corect, că la noi tot timpul prețul corect. Mereu prețul corect, asta îmi place. Mamă soacră, mamă soacră, te rog, hai aici, hai la domnul șef de aici de la service, hai că te înnoiește, te repară, te face, te pune pe elevator să-ți vadă problemele. Bătrânica mea, hai să te întind. Stați, domnule, nu mamă soacră, stați un pic. E bătrânica mea. Domnule, am fost peste tot cu ea, am fost la proceduri, am fost la terapie, la techirior, la nămol. Dumneata, mi-a rămas ultima soluție. Sunt tinerești. Nu mă înțelegeți greșit, noi aici chiar facem orice. Și schimbăm filtre de aer, schimbăm filtrul de ulei, schimbăm tambur dacă e cazul. Dar socri nu schimbăm! Vopsim cap-coadă o mașină, o băgăm la cuptor, polișăm farul, polișăm mașina. Dar problema dumneavoastră, domnule, e de rabla. Și dacă cumva chiar merge, anunțați-mă și comunicați. Madrid. Hai, Marco! Este Ulea Nicușor.